Povestea toamnei. Într-un ținut îndepărtat trăia bătrânul anotimpurilor cu cele patru fiice ale sale: primăvara, vara, toamna și iarna. Fiecare era de o frumusețe aparte, iar bătrânul le iubea pe fiecare la fel de mult. Erau lumina ochilor săi. La vremea potrivită, marele ceas al timpului, care guverna acea împărăție, a arătat că era momentul ca cea de-a treia fiică să-și înceapă călătoria spre ținuturile locuite de oameni. Urma să le aducă acestora multe și bogate daruri pe care le pregătise din timp, culori din cele mai blânde și luminoase luate de la pictorul magic, flori delicate și miresmate de la florarul împărăției, ploi mănoase și bogate din cămara cerului, roade gustoase de la grădinarul șef și multe, multe altele. Dar toamna nu prea era mulțumită și ar fi dorit și altceva, ceva care să o facă și mai frumoasă și iubită de oameni. "Dar ești minunată," îi spuse tatăl. "Ce ți-ai putea dori mai mult?" "Aș vrea," se gândi îndelung fata, "ca soarele să strălucească doar pentru mine." "Dar acest lucru nu e posibil. Soarele e prietenul vostru, deci și al surorilor tale. Lumina sa neprețuită vă însoțește pe fiecare în călătoria voastră." "Dar eu vreau ca soarele să fie doar al meu. De fapt, să fiu eu soarele." "Ce gând mai e și acesta?" întrebă mirat bătrânul anotimpurilor. "Ți-am explicat. Frumusețea ta e dată de veșmintele deosebite pe care le porți și toate darurile cu care ești împodobită. Dacă nu vrei să-mi faci pe plac și să poruncești soarelui ce ți-am spus, atunci anul acesta nu mai plec în călătorie și nu-mi pasă ce vor crede oamenii." Văzând că fiica sa rămase îndărătnică în hotărârea sa și nu mai putu să facă nimic pentru a o îndupleca, bătrânul se retrase pentru a cugeta. Fiica sa devenise mândră și foarte aprigă în dorințele ei. După un timp, o chemă la sine și îi spuse: "Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci, te voi îmbrăca în cea mai frumoasă haină din câte au existat vreodată. E o haină cum nu există alta pe lume, dar ai de făcut un singur lucru: să aduni în coșul tău toate razele de soare. Și când le vei strânge pe toate, vei străluci mai frumos ca niciodată, căci vei fi îmbrăcată în haina soarelui." Și de atunci, toamna încearcă în fiecare an să adune cât mai multe raze de soare, pentru a primi de la tatăl său haina cea minunată. Dar soarele deseori se retrage în spatele norilor, se ascunde printre copaci, între ramurile și frunzele lor, printre flori, aleargă mai iute ca vântul, nu se lasă prins de fel, căci razele sale sunt doar pentru acei care nu sunt mândri, iar frumusețea pentru cei care nu au îndrăzneala de a se crede soare. Și dacă v-a plăcut videoclipul nostru, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi informați când publicăm videoclipuri noi pentru voi. Vă mulțumesc pentru vizionare! Pe curând!